Bună seara și bine v-am regăsit! Sunt Raluca Săcuianu și vă invit să urmăriți cele mai importante știri ale zilei. Colegiul Național Carol I nu mai poate fi reabilitat pe banii europeni. Asta a declarat astăzi viceprimarul Craiovei Mihail Genoiu în ședința de Consiliu Local. Prin urmare, primăria va fi nevoită să îl reabiliteze pe banii ei. Autoritățile locale doreau să reabiliteze Colegiul Național Carol I pe fonduri europene. Au făcut studii și proiecte, dar acestea s-au dovedit în cele din urmă inutile, deoarece clădirea în care funcționează liceul nu mai este eligibilă pentru niciuna dintre axe. Inițial s-a plecat la un studiu, un dat și o expertiză pentru reabilitarea Colegiului Carol și a Operei Române. După care au apărut instrucțiuni vis-a-vis de ghidurile care urmează să apară, că acolo unde este vorba de monumente istorice, valoarea maximă a proiectului eligibil, în care intră și partea neeligibilă și cofinanțarea, trebuie să fie de maxim 5 milioane de euro cu TVA cu tot. S-a solicitat proiectanților să se reducă proiectul, studiul, la suma pe care o finanța Uniunea Europeană. După ce s-a lucrat la această reducere, și vreau să spun că nu e simplu, de la câteva zeci de milioane de euro s-a redus la 5 milioane, adică se mergea strict pe partea de reabilitare și consolidare a clădirii, au apărut ghidurile în care s-au stabilit că numai clădirile monument istoric în care sau liceele cu caracter tehnologic intră în această categorie. Orice speranță de a folosi banii europeni la liceul Carol a căzut. De aceea, la ora asta s-a mers pe ideea de bugetare PT plus execuție, care va fi prinsă în bugetul 2017 și se va licita să meargă mai departe. Prin urmare, primăria a renunțat la proiectul inițial prin care dorea să reabiliteze clădirea pe fonduri europene și va încerca să facă totul din fonduri proprii. Cele mai performante firme din Craiova au fost premiate în această după-amiază în cadrul Galei Topul Firmelor. Evenimentul a ajuns la cea de-a 23-a ediție și a avut loc la restaurantul Flora din Craiova. În prezența unor oameni de afaceri, ale căror firme au avut performanțe în afaceri în anul 2015, a mediului academic din Craiova și a autorităților locale. Camera de Comerț și Industrie Dolj a organizat și anul acesta un eveniment dedicat premierii mediului local de afaceri, care a avut rezultate deosebite în 2015. Gala Topului Firmelor a ajuns la ediția 23-a și a avut loc la restaurantul Flora din Craiova, în prezența unor oameni de afaceri ale căror firme au avut performanțe în afaceri în 2015, a mediului academic din Bănie și a autorităților locale. În realizarea Topului Firmelor, care au avut performanțe în afaceri, s-a ținut cont de cifra de afaceri netă, profitul și rata profitului de exploatare, eficiența utilizării resurselor umane și a capitalului angajat. Anul acesta s-au calificat mai multe firme ca anul trecut. Mai multe firme au fost premiate pentru prezența în top în ultimii 5 ani consecutivi. Printre acestea se numără Popeci Utilaj Greu, Ruris Impec SRL, Mina Interserv SRL, Azalis SRL. Acesta din urmă a obținut de altfel două premii, întâi la activități de intermediere în comerțul cu ridicata întreprinderi mijlocii și intermedieri în comerțul cu combustibil, întreprinderi mijlocii. Topul de anul acesta este structurat pe 6 domenii de activitate: cercetare, dezvoltare și high-tech, industrie, agricultură, silvicultură și pescuit, construcții, servicii, comerț și turism. Una dintre cele mai vechi fântâni publice din Craiova, cu o istorie de aproape 200 de ani, se află acum într-o stare avansată de degradare. Fântâna Purcarului a căzut pradă indolenței oamenilor și autorităților. Astfel, un monument istoric aflat chiar în zona centrală a Craiovei se apropie cu pași repezi de dispariție. Construită în anul 1816 de Pavel Teodor și Kir Marin Bolugbașa, fântâna Purcarului este la un pas să dispară. Chiar dacă apa este încă potabilă, condițiile precare în care se află monumentul istoric provoacă dezgustul celor care beau apă de acolo. E un monument istoric, practic. Acolo e și o inscripție în limba slavonă care a fost acoperită cu tencuială. Da, trebuie să semnalizăm lucrurile astea. Oamenii sunt de vină că aruncă gunoi aici, ar trebui luate măsuri și în privința asta.
adică poliția locală și... Na. Dar credeți că ar trebui și refăcut această fântână? Spuneam, restaurată. Uite de unde luăm mizeria asta. Fântâna Purcarului se află în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ din Craiova. Fântâna Purcarului se află în proximitatea unei zone destinate comerțului, motiv pentru care depozitarea de resturi asimilate deșeurilor menajere se face frecvent. Intervenția REA DPFL Craiova se rezumă doar la întreținerea fântânii, se arată în răspunsul primit de la regie. Fântâna Purcarului se află pe lista monumentelor istorice, elaborată de Ministerul Culturii, fiind monument de categorie B. Conform legii 422/2001, protejarea monumentelor istorice este parte componentă a strategiilor de dezvoltare urbanistică și de amenajare a teritoriului, la nivel național și local. Cu toate acestea, administrația publică locală a lăsat pur și simplu în paragină acest monument important. Universitatea din Craiova va avea din anul universitar viitor cu 4 specializări mai puțin decât în prezent. Cele 4 specializări sunt de la facultățile de științe, drept, inginerie electrică și de la Colegiul din Severin. Motivul este că niciuna dintre ele nu mai prezentau interes pentru studenți. Cele 4 programe care intră în lichidare începând cu anul universitar 2016-2017 sunt la Facultatea de Științe, programul de licență fizică a mediului, la Facultatea de Drept, asistență managerială și secretariat, la Facultatea de Inginerie Electrică, Inginerie Electrică și Calculatoare în limba franceză și Ingineria Sudării la Drobeta Turnu Severin. Cele 4 programe de la Universitatea din Craiova care intră în lichidare vor intra în lichidare începând cu anul universitar 2017-2018, trebuiau să depună dosare de evaluare periodică la 5 ani anul acesta și au considerat că nu este nevoie să mai depună aceste programe, aceste dosare de evaluare. Fiecare facultate pentru fiecare program de studiu a avut motivele, au avut motivele lor. Nu pot să susțin un program de studiu cu 10 studenți, știți foarte bine că noi suntem finanțați pe student echivalent. Dacă n-am fi finanțați pe studenți echivalent, ar fi o cu totul și cu totul altă discuție, dar programele trebuie să se autosusțină din punct de vedere financiar, adică să își găsească break-even point-ul, acel număr minim de studenți care să poată susține financiar programul vis-a-vis de cheltuielile cu salarii și alte tipuri de cheltuieli. Conducerea universității spune că nemai fiind atractive pentru studenți, aceste programe nu mai pot fi susținute. Ele vor fi înlocuite cu altele pentru care există interes și deci se poate obține finanțare. Fermierii din sectorul zootehnic mai au o săptămână și jumătate pentru a depune cererile prin care pot obține ajutor financiar. Banii care se alocă pot ajunge și la 3.000 de lei pe cap de animal. La Direcția Agricolă se va asigura permanența chiar și în zilele declarate libere de guvern pentru a se primi dosarele. Fermierii din zootehnie pot beneficia de un nou ajutor financiar prin care să-și dezvolte exploatațiile. 13.500.000 de lei este suma pe care Ministerul Agriculturii o alocă pentru achiziționarea de către producătorii agricoli de animale de reproducție din rase pure sau hibride, din specia porcine și se asigură de la bugetul de stat. Beneficiarii întocmesc cereri pe care le depun la Direcția Agricolă Județeană Dolj până la data de 5 decembrie 2016, ceea ce vă pot spune că cuantumul acordat este destul de generos. De exemplu, avem un maxim de 3.000 de lei pe cap la vierușii de rasă, rasă pură și hibridă. Maxim 1.100 de lei pe cap de scrofiță din rasă pură și maxim 600 de lei pe cap scrofiță hibridă. Acestea sunt, este, reprezintă cuantumul acordat prin ajutorul de minimis. Doljenii care vor să acceseze acești bani își pot depune dosarele la Direcția Agricolă până pe 5 decembrie. La Direcția Agricolă se va asigura permanența chiar și în zilele declarate libere de guvern pentru a se primi dosarele. Reprezentanții acestei instituții susțin că au trimis informări la primările din județ să-i anunțe pe fermieri că îi așteaptă pe agricultori să vină cu dosarele. A venit timpul să vă prezentăm informațiile meteorologice. Vremea continuă să se mențină în parametrii normali pentru acest sfârșit de noiembrie. La noapte, temperaturile vor fi în mare parte negative.
Astfel, la Craiova vom avea minus 2 grade Celsius, la fel ca la Slatina, Drăgășan, Filiaș și Caracal. La Râmnicu-Vâlcea și la Corabia se va înregistra minus 1 grad Celsius. Mâine dimineață se va semna la ceață în județul Dolj, dar și la Caracal, Corabia și Drobeta, Turnu Severin. La orele prânzului, temperatura va urca până la 7 sau chiar 8 grade în unele zone ale Olteniei. La Corabia, în județul Olt, va fi ceva mai frig, pentru că, la orele prânzului, mercurul din termometre nu va trece de 6 grade Celsius. Aici punem punct știrilor, urmează informațiile din sport. Eu vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă invit să rămâneți alături de programele postului nostru. O seară frumoasă vă doresc!